Primăria municipiului Iași, împreună cu asociațiile belgiene Acti Dărpen Rumenie și Operation Village Rumen, cu sprijinul Ambasadei României din Regatul Belgiei, al Ambasadei Belgiei din România și al Agenției pentru Dezvoltare Regiunea Nord-Est, a organizat recent cea de-a cincea ediție a Forumului Cooperării Descentralizate România-Belgia. Evenimentul a reunit la Iași peste 150 de participanți, reprezentanți ai autorităților centrale și locale din cele două țări, dar și ai organizațiilor non-guvernamentale, asociațiilor profesionale, institutelor de cercetare și companiilor implicate în cooperarea descentralizată dintre Belgia și România. La 25 de ani de la inițierea primelor contacte între România și organizațiile non-guvernamentale belgiene, Forumul de la Iași și-a propus o evaluare a stadiului actual al cooperării descentralizate bilaterale, precum și lansarea de noi oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat la nivelul autorităților locale și regionale dintre cele două țări.